Șlagărul anului. Un deceniu. Șlagărul anului. 10 ani. Vreau să vă anunțăm că noi ușor, ușor ne apropiem de finalul acestui spectacol și tot ce s-a întâmplat în această scenă și urmează să se mai întâmple a fost pentru dumneavoastră și a fost tot ce este mai bun în acești 10 ani la Șlagărul anului. Haideți să răsune aplauze multe încă o dată pentru toată lumea care a muncit și muncește pentru acest festival al muzicii ușoare. Noi, practic, am făcut o retrospectivă extraordinară. Eu mă amintesc cu drag de prima ediție unde am fost aici, a doua și apoi a treia ediție și apoi fără și cu și tot așa. Și eu mi-aduc aminte de toate cele, dacă nu greșesc eu, 8 ori 9 din ele am fost și eu în acest concert. Într-adevăr, îl așteptăm noi, artiștii, îl așteptăm cu mari emoții și e cumva o dare de seamă pentru tot ce facem noi. De aia noi putem să spunem cu siguranță că în materie de muzică, artiști, creativitate, demnitate în acest domeniu, noi nu avem de suferit. Pentru că vedeți dumneavoastră, mai peste tot, cei care creează muzică, artă din țara noastră, sunt recunoscuți. Îndemnul meu este să iubim și să recunoaștem și acasă. Și cel mai important lucru este că fiecare artist, absolut fiecare artist, își are locul său, steaua sa și publicul său. Iar cea care vine, pot zice, în încheierea acestui spectacol, este diva estradei naționale. Eu îmi permit să o numesc așa. Numește-o pentru că e și vocea de aur și cea care ne-a făcut să fim mândre de noi, acum mulți ani la Moscova, interpretând cu tot focul o horă adevărată, hora din Moldova. Și astăzi toată lumea cântă și dansează hora din Moldova, iar noi o invităm cu mari emoții aici, doamnelor și domnilor, Nelly Ciobanu! Dacă privesc înapoi, văd tot ce-a fost mai frumos între noi. Clipe sublime, cum vezi în filme, cu noi doi. Nu știu ce simți tu acum, de când avem amândoi una drum. Dar știu că în mine e o parte din tine și îți spun. Șlagărul anului. Un deceniu. Șlagărul anului. 10 ani. Să
Mulțumesc frumos, să trăiți! Premiul național în domeniul muzicii ușoare, șlagărul anului 2017 pentru Nelly Ciobanu. Piesele Tu iubire și Hora din Moldova. Autor, compozitorul Eugen Oleini, compozitor de Belorusia. Pentru prima dată în cei 10 ani de zile, când vine să fie alături de mine. Tu, iubire, iubire. Eugen Oleini! Belorusia!